piața din Germania, avem vândute două utilaje. Avem trei vândute în Franța, două în Spania, una în Austria și două în Belgia. Deci asta vorbim de anul 2016. Și în atâta timp cât un spaniol are două utilaje de ale tale și lucrează cu ele de nu știu cât timp și vine și îi cere și pe al treilea, sigur că semnele sunt bune. Mai avem de muncit, aici lucrăm la extinderea rețelei de vânzări, pentru că vânzarea unui tractor nu poți să o compar cu unui alt produs alimentar sau un ce care l-ai vândut și la revedere încheiat. La un utilaj de acest gen, trebuie să ai o activitate intensă și după vânzare. Ceea ce înseamnă service în garanție, service în post-garanție și tot ce înseamnă piese de schimb pe termen lung. Deci, acum lucrăm la extinderea rețelei de vânzări, la identificarea potențialelor firme din străinătate care să ne reprezinte. Am identificat deja colaboratori foarte buni cu care vom reuși să pătrundem în piața externă. Și care e strategia de intrare pe piață? Adică ce oferiți dumneavoastră în plus față de un utilaj german? Păi, ce oferim? La ceea ce o să vedeți astăzi, aceste produse noi, o să le pui liniștit, deci asta nu zic eu, zic cei din Germania sau din Franța, poți să le pui lângă produsele celor mai mari producători mondiali de utilaje forestiere. Ce o